succesul pe la festivalul Grupul 11 km. Acum ai organizat și o expoziție cu fotografiile realizate în durata festivalului. Te rog să spui câte ceva despre această expoziție. Da. Deci, consider că una dintre reușitele al festivalului a fost atelier de fotografii pentru copii. Susținut de un fotograf care specializează în copii, facând poze de copii și antrenând pe copii în artă fotografie, Alice Traiteniu, care a fost la suplență atunci. Noi am cumpărat aparate foto și ea a lansat ideea cu copii din suplență ca să fie implicat într-un atelier de vară pentru fotograf. Și ideea a fost, de fapt, să vedem festivalul prin ochii lor. Și l-a denumit generic atelier de croit imagini. Atelier de croit imagini, așa este. Da. Și acum ne aflăm în momentul în care pozele cel mai reușite din efortul copiilor și din alții se vedea. Venisate amândre aici la... Ce ne poți spune despre ediția a doua a festivalului? Am înțeles că intenționez să organizez din nou această ediție, pornind de la unele rezultate obținute la prima ediție, din vara al 2010. Într-adevăr, a fost decoruri foarte, foarte pozitiv. Atât în prețul națională cât și internațională. Și internațională, da. Și concertul și proiectul lui Sean a continuat la 1 decembrie în Dublin. A fost concertul lui Sean David a venit corul de bărbat la Facultatea de Teologie și au cântat versurile din Sibiu, au cântat versurile lui Stan Ion Petraș în Catedrala Sfântului Patrick în mijlocul Dublin pentru 1 decembrie, Ziua Națională României, marcând 20 de ani de relații internaționale diplomatice între Irlanda și România. Și președintele Irlandei a primit corul și toată delegația. Și a fost impresionat de... Foarte impresionat. Și avem planuri pentru anul acesta, nimic nu concretizat. Din păcate, nu pot să spun mai multe detalii. Dar aveți depun efort pentru a realiza... Exact, da. Suntem dispuși. Da. Peter, mulțumim și te așteptăm la vară aici, la a doua ediție a festivalului de la Săpânța. Mulțumim! Sunteți studentă sau... Sunt fotograf la atelierul de proiect imagini. Sunt atelierele de fotografie pe care le organizez cu copii în București, la Institutul Francez, la Muzeul Satului din București și în alte locații. Vreau să ne spuneți câte ceva din această expoziție, cum ce a stat la bazele acestei expoziții. Această expoziție este rezultatul atelierului de fotografie pe care l-am făcut astă vară, în cadrul festivalului Grupului 11 Mitrul Vesel, care a avut loc la școală, unde dimineața veneam cu copiii, ne întâlneam, discutam despre fotografii, despre cum trebuie să le realizăm, ne uitam pe computer și le explicam despre portrete, despre expoziție. Era foarte interesant, dar după câteva ore ei erau pur și simplu plictiți și spuneau, dar nu facem și noi ceva interesant. Și după amiaza aveam întâlnire în fața școlii și plecam să descoperim cimitirul, după aia am mers pe... la festival în fiecare zi. Să spunem că sunt copii amatori, nici de cum profesioniști. Bineînțeles, pentru care prima oară au pus mâna pe aparatul foto. Între 7 ani și cred că 12 ani cei mai mari. Sunt atent la supraveghere, dar arătam, experimentau și singuri. Și întotdeauna erau surprinși de ceea ce făceau ei prin când vedeau fotografiile care le-au făcut. Și ea cred că a ieșit ceva, ne-am zice niște fotografii destul de reușite. Ne-am chinuit, să știți că n-a fost ușor, e rezultatul muncii noastre. Expoziția acum sper să mergem să o ducem la Trighet, în Baia Mare și apoi să ajungă și în București. Pentru mine este foarte important pentru că vreau ca copiii să se bucure și să realizeze că ei pot să facă ceva important ca lor de astă bani care să fie ei până atunci în joacă. E un lucru serios, cu oamenii văd fotografiile ce le plac. Și vreau să continuăm să mă întorc la Săpânța și să mă lucrez cu ei. Vă așteptăm la doua ediție a festivalului, atunci să mai realizați o altă expoziție. Sperăm de data asta mult mai amplă și... Și eu la fel vreau să fie mult mai amplă și să merg și în alte regiuni din țară. Mulțumim tare!
sleigh bells ring. Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that